Luni dimineață, un elicopter smurd a aterizat pe poligonul ACR din municipiul Botoșani pentru a prelua un bătrân de 84 de ani cu o problemă gravă de sănătate. Ilie, de 84 de ani, domiciliat în Parcul Tineretului, a fost preluat de la domiciliu de o ambulanță și transportat de urgență la Spitalul Județean Mavromati după ce a suferit un infarct miocardic. După primele constatări, medicii botoșăneni au decis că, dată fiind starea gravă de sănătate a pacientului, se impune transferarea la o unitate spitalicească din Iași. Botoșăneanul a fost preluat în condiții de siguranță de către elicopterul smurd cu puțin peste ora 10 în această dimineață și transportat la Iași la Spitalul Clinic Dr. Constantin Ion Parhon.